Bună și bine ați revenit pe canalul meu. Deși nu sunt multe, vreau să discutăm și să trecem și prin produsele pentru curățenia casei pe care le-am folosit până acum. Pe nu de altă, dar să nu intrăm în anul nou cu mizerie în casă. Cu gunoi în casă. Așadar, fix așa cum îmi vin la mână. De la Glade un aparat din acesta pentru parfumarea încăperii cu note de pepene și castravete. Mi se pare că miroase foarte bine. l am în baie, doar acolo suport să stea. Cred că restul casei m-ar deranja, dar în baie cred cât că cât este ok. Mi se pare a fi un produs destul de bun. L-am schimbat pentru că cel anterior s-a stricat ceva, s-a pe la baterie și nu a mai funcționat. Am și două lumânări parfumate. O am pe aceasta de la Jumbo. Și este a Loving Christmas cu aromă ceva spicy and snowflakes. Nu știu cum miroase de nea cu miros, dar credeți-mă că aceasta a mirosit ok. Și ce mi-a plăcut la ea s-a ars până la ultima picătură. Am mai avut încă o lumânărică mai mică de la Jumbo și tot așa a avut succes și a ars până la ultima picătură. Așadar, eu vi le recomand. Prețul mi s-a părut a fi destul de ok. Uh, nu am din anul acesta, deci din 2022. O am din 2021, cred, dar nu cred că am dat mai mult de 10 lei pe ea, cred că vreo 5 am dat. Și după cum puteți vedea, chiar bine. a bine, mi-a plăcut. Mă gândesc să o reutilizez, aici este cu silicon și sigilează foarte bine, așadar mă gândesc să o reutilizez. Și mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut. Am o variantă mare de la Pepco, Spice and Love, Spices in Love, Uh, vă spuneam eu atunci că nu mai găseam varianta micuță, că mă uitasem după ea, am avut și o variantă mică și mi-a plăcut foarte mult. Și într-un final am găsit varianta de cea mare, care mi-a plăcut. Nu ar sunt totalitate, după cum puteți vedea, vă dați seama că sunt doar două fitile și luminarea este destul de mare. Și cred că am mai simțit o și eu că nu trebuia, dar ca și produs în sine, mi se pare a fi un produs extraordinar de bun. Miroase de, nu nu vă vine să credeți și a fost și la un preț bun, doar 21 de lei pentru dita mai luminarea mi se pare a fi un preț destul de bun o să topesc ceara, o să mă folosesc de borcanul acesta să nu credeți că o să rămână așa nefolosit uh, șervețele as pentru casă uh, igienizante cu acțiune degresantă, eu le-am folosit mai mult pe plită și pe blatul acesta pe care îl vedeți aici uh, mi se pare că sunt ok au costat, cred că undeva la vreo 4 lei, nu au clor, mi se pare a fi ok. Un plic din acesta de persil, Deep Clean Plus, a curățat bine, a mirosit bine, altceva ce pot să zic de la un plic de detergent, dar v-am zis, mi se pare a fi niște produse bune detergenții de la persil. Saci menajeri, varianta aceasta de la EcoFriend, mi se pare a fi foarte buni, au un preț bun, undeva la vreo 3 lei, 4 lei. 15 bucăți sunt negri și chiar, chiar funcționează bine. Spongo, adică burete magic, variantă de la... Îmi vine să zic pepco, dar el este jumbo toată ziua. Îi mai am acum, cred că mai am încă vreo două, trei pachete pe stoc. Sper să nu vă prostii. Se găsește și un pepco, dacă vă interesează. Eu îi folosesc pentru curățarea pereților, pentru curățarea plite, pentru mai multe întrebuiință și mi se pare că sunt destul de buni. Color catcher, adică... Cervețele din acelea pentru captarea culorii, care sunt niște produse bune, eu le pun în mașina de spălat cu hainele din care mă gândesc eu că s-ar putea să iasă culoare desigur nu pun alb cu roșu sau cu negru sau cu chestii din acestea din care, na, na, adică eu înțeleg că fac față, dar totuși nu mă risc chiar așa, dar pentru haine din care știu că mai este sau dacă am o haină care este în două culori și știu că în mașina de spălat mai am și haine în mai multe culori, folosesc variantele acestea și mi se pare a fi foarte buni. Desigur, acestea sunt destul de scumpișori. Dacă vă interesează la Penny, cred că o play cutia cu 24 și cred că la Lidl și la Kaufland, la marca lor proprie, cred că tot așa sunt la preț de la Misavan, saci ultra rezistenți. Da, cred că aceștia sunt cei galbeni, pentru că eu i-am pe căprării. Eu i-am în funcție de cum reciclez și aceștia galbeni sunt pentru reciclate și sunt și aceștia, sunt foarte buni. De obicei, cei pe care v am arătat anterior sunt cei negri și acestea sunt cei colorați. Bun, prețul este bun, îmi plac. Pervol, aici am avut o capsulă din aceasta, detergent pentru toate culorile. Mi se pare a fi ok. Dacă aveți haine foarte murdare, gen nu știu dacă ați făcut ceva prin grădină, sau dacă lucrați în construcții, sau dacă nu știu dacă ați lucrat într-un mediu, dacă aveți copilași mici care pătează hainele nu cred că o să fac față. Deci, cu siguranță, eu ce am încercat așa pentru haine mai mult pătate, nu prea au făcut față, acolo tind către Ariel sau către alte tipuri. Dar pentru haine așa, utilizate în fiecare zi, pe care era, da, le porți odată și le speli sau ai nevoie de reîmprospătare re a hainelor, pentru acelea eu simt că funcționează destul de bine. Și eu am multe pachete. Așadar, aceasta este o variantă micuță. O mostră un produs pe care l-am primit într-o cutie bazbox, Box, dar uh, o să vedeți și variantele mari la mine, că mi-a luat vreo 7 cutii din acelea mari de 48 de bucăți, deci o să vedeți fără număr. Ultimul, dar nu cel din urmă, este acest produs de la Lidl. Este un uh, produs pentru praf și vine așa cu un mâner din acesta și cu 10 chestii. În acestea care efectiv captează praful. Eu folosesc așa ceva pentru uși, pentru că avem uși închise la culoare și se vede tot praful, deci efectiv fiecare fir de praf se vede acolo prezent. Ușile sunt un maro foarte închis și se vede tot. Folosesc pentru a șterge pe la lustre acolo, că și acolo este praful așa mare. Nu le folosesc pentru, nu știu, dacă am o măsuță sau altceva, așa nu prea le folosesc acolo folosesc celebra cârpă și un pâșpâș un -pâș ceva, un detergent din acela cu pulverizator dar pentru lucruri de genul -am zis, de care vi le-am spus mai acum mi se pare că funcționează destul de bine în uh, mod normal, acestea au fost 6 lei, eu le-am găsit la reducere cu 30% de la 6 lei la 4 lei 19 bani. Posibil acum să le găsiți la 7, 8, 9 lei, nu știu la cât, dar v-am zis, funcționează, chestia aceasta se poate scutura foarte bine și poate mai fi, uh, se mai poate utiliza o dată, deci nu este că o folosești o singură dată și are un fir de praf și o arunci. Da, trebuie să mai conștientizezi așa și efectele asupra mediului și efectele asupra bunarului, așadar trebuie să facem cele mai bune... Uh, cum se numeau, cele mai bune alegeri pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Așadar, așa trebuie să facem și noi aici. Vă zis, mi se pare a fi bune. Aș putea să trăiesc fără așa ceva? Cu siguranță, adică cu o lavetă din aceea de de bumbac sau cu, cu, orice și cu un spray, aș putea să folosesc pentru ușă, pentru tot. Dar acestea mi se pare fi mult mai practice și la prețul acesta, v-am zis, mi s-a părut a fi un preț foarte bun pe care era păcat să-l ratez. Bun, cam acestea a fost deoclipul. Știu că sunt foarte puține produse, nu m-am arătat ceva spectaculos, dar v-am zis, nu vreau să mă prind anul nou cu ele în casă, deși cred că voi să-l vedeți după anul nou, pentru că astăzi fiind un... Hello! Bună dimineața! Astăzi este în 20 și... 8. dacă ați zis în 28, cu siguranță că nu mai am timp să le postez pe toate, dar oricum o să vedeți după spuneți-mi vă rog dacă ați încercat ceva de aici, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut vă mulțumesc mult pentru vizualizare m-ar ajuta dacă se poate să-mi dați și un like dacă v-a plăcut acest videoclip vă pup și vă doresc o zi bună, pa pa!